Potrivit informațiilor conducerii Casei Județene de Pensii, în luna iunie au fost repartizate Maramureșului 350 de bilete de tratament, dispuse în două serii. Biletele au fost valorificate, prima serie 98% și a doua serie 99%. La sfârșitul lunii iunie aveam 6300 cereri de bilete, între timp au mai crescut, așa că în momentul acesta avem deja 6550 de cereri totale de bilete. Pentru această perioadă este în curs de alocare seria 11, pentru care avem 338 de bilete repartizate. Seriile vor începe din 26 iulie. Per ansamblu, biletele sunt pentru stațiuni precum 1 mai, Bizușa, Căciulata, Călimănești, Buziaș, Covasna, Moneasa, Ognașugatag, Tinca, Govora, Sovata, Neptun, Saturn, Vatra Dornei, Techiriol, Mangalia și Tășnad. Maramureșenii preferă stațiunile 1 mai și Felix, Ognașugatag și cele de pe litoral și acestea din urmă mai ales în lunile iunie, iulie și august în sezon. Din păcate, CJP nu poate onora cererile în condițiile în care solicitările sunt multe, iar locurile alocate foarte puține.